Am luat un scooter, acesta este, puțin cam zgâriat. Să-i dau un check înainte să mi-l dea omul. Începem tripul cu un nou scooter, mergem la Guangxi Waterfall. 30 de kilometri. 30 de kilometri dus, 30 întors, am băgat 2 litri de gazolină. Un euro și 10 litri. 24.350. Hai. Let's go. 3 pitici pe scooter. Să începem cu micul dejun, care costă sub 4 euro pentru două persoane. Thanks. Plus sufica. Ananas, roșie, creveți, creveți, un sos dulce acrișor. Am pornit 30 de kilometri de mers cu acest scooter. Să vedem cum e drumul. Am citit că e puțin cam off-road, dar vom vedea. În față monumentul prezident Caisone Pombihane. Serpentine. Plantațiile de orez. Frumos. Și loc de popas. Așa da, să-ți faci o afacere, ai plantații de orez și oferi și gustări la oameni. Fii după plantații. Alte plantații de orez în față. Templul satului. Mare Buddha.
Ne apropiem de cascadă. Intrarea. Entry, 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 entry. Thank you. Parcarea în față de scutere care este cuplată. Este cuplată? Da. Interesant. Am ajuns ora 1 fără 10. Nu ne mai scoate nimeni până la 5 din acest loc, până se închide. Am făcut o oră. Am făcut o oră, 30 de km, drumul cam dubios, cu o grămadă de gropi. Nu se poate merge tare. Era aceeași combinație, dacă veneam cu un van din ăsta, plăteam 100.000 de persoană, adică cât am dat pe închirierea scooterului plus benzina. Numai că te țineau doar 40 de minute, o oră, o oră jumate maxim. În acest loc te aduceau la 1.30 și la 3.30 plecarea. Și totuși, să vii la cea mai mare cascadă din sud-estul Asiei și să stai în Sud-America. Să stai doar o oră jumate. 60.000 intrarea, adică 3 euro, 3 dolari. În intrare este inclus și transportul cu acest autoturism electric. La fel ca la Iguazu. Am ajuns. Un coconat de început. Vierme. Nu, asta. Niște vierme de drum. Pineapple. Gândaci. 12 ananași sub 2 euro. Chetele. Să vă de. Așa, walking trail. Mai sapung. Un arbore foarte minunat. Și înalt. Iunte, Silvia și Bel, care au fost salvați. Doi urși. În 2018. Din ghearele prădătorilor, vânătorilor de urși. Sunt ținuți aici până se pun pe picioare. Nu știam că au și animale în waterfall-ul ăsta. Eu știam, Urso alb, urso maru, urso negru, panda. Marele panda. Noi i-am văzut pe Sandberg și pe Moonberg, dar nu e aici. Dacă vrei să vezi frica urșilor când sunt închiși, intră înăuntru. Ai putea să-ți petreci 10 ani din viață aici,
Aceasta este o asociație care se ocupă de urși. Îi salvează și după... Le pun pe picioare, cred, nu? Poate. Poate. Te dă drumul. Wow, cât apoi în jun. Loc bun de făcut baie. O grămadă de locuri de făcut baie la această cascadă, poți să faci baie fără probleme. Mr. Bumi, cătat pomul. Cete de chinezoi în față, încercăm să evităm că la 3 se tirează că-ți veniți cu turul. Unii sunt foarte grăgeți și vor să facă poze cu europenii sau cu americanii, cu occidentalii. Mai ales fac poze la orice om care e până și nou, stăteam pe bancă și au venit și ne-au pozat. Și bonusul. Wow, ce frumusețe! Cea mai frumoasă cascadă din sud-estul Asiei. Chiar este. Stăm până ne dau afară, se apropie ora 5.
Are și o legendă această cascadă. Nu putem să plecăm așa ușor de la lagună fără să facem o baie. Cam așa arată la ora 5 situația. Nimeni. Singuri la waterfall. Majoritatea au plecat la ora 3 cu tururile și acum pot să savurezi fără oameni această minunăție. Am făcut o baie pe cinste. Asta a fost. Nu te ajunge ori, ce stai? Două zile trebuie să facă. Cazări? Lângă direct? Da, uite, dacă găseam cazare, să fiu acum scot, dar pe două zile. Da. Dar cu bagajele până aici era ceva. Oricum nu e de două ore de stat. A, cu tur de la nicio șansă. Tur de două ore, nicio șansă. Ne-am panicat unde-i motoreta. Dar a mutat-o cineva în față. Acesta a fost tripul la cascadă. Pornim înapoi spre Luang Prabang.
elefanții chinuiți. Campingul elefanților. Elefanți chinuiți. Looks. Să-i dăm un pește. Aici, perfect. Bineînțeles, orez cu seafood, ou, ciorbica cu piper și orez cu legume și tofu. Totul pentru 3,50€, mai ieftin în partea asta. Ne-a dat pontul o tipă din Spania. Desertul, peștele cu 2,50€. La foială cu fructe, azi am mâncat la fructe o grămadă. Și n-am putut să ne abținem să nu ne luăm încă un platouaș cu un dolarel.